Problemele au revenit pentru șoferii care tranzitează cel mai aglomerat ronson rutier din județul Hunedoara, drumul național 7, pe distanța de Vaurăștie. Traficul greu și condițiile de iarnă au făcut ca șoseaua să se degradeze cu rapiditate. Gropile apărute în ultima perioadă, unele adânci de cel puțin 20 de centimetri, altele întinse pe o suprafață considerabilă, creează adevărate revolte printre șoferii care plătesc taxe de drum pentru a circula în condiții civilizate pe o șosea europeană. Or durat 2 ani de zile reparația și acum azi numai gropi pe ea iară. Cum vă afectează? Păi ne afectează, vă dați seama. Capace, bucșe, telescoape, toate. Numai de câteva luni s-au terminat lucrările și au apărut iară gropi. E calitatea proastă, mă gândesc eu. Cum vă afectează? Mă afectează că tot des trebuie să schimbăm bucșe, pivoți la mașină. Toată lumea, pe toată lumea afectează. 10 km către Petroșani e bun, făcut treabă bună. Deci nu vă prea afectează? Nu. 10 km. Ce să vă spun, e foarte prost. De ce credeți că se întâmplă asta? Încă dau, nu, nici nu-s reparate cum trebuie, nu-i conținutul la asfalt cum trebuie și în primul rând nu se interesează nimeni de ei și sarea le mâncă. Contactați telefonic de reporterii Hunedoara TV reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, în a căror administrare se află DN7, au precizat că în cel mai scurt timp, adică începând de mâine, problemele legate de starea drumului național vor fi rezolvate. Cu alte cuvinte, mai pe românește, cârpite sau plombate, cât să țină până în primăvară. Principala cauză este traficul, mai ales traficul greu. Valorile înregistrate pe control de trafic din zonă indică faptul că pe aici trec zilnic între 15.000 și 20.000 de mașini. Partea bună este că sectorul de drum despre care vorbim este încă în garanție. Noi l-am interpelat pe constructor, pe cheltuiala lui, degradările apărute vor fi remediate începând chiar de către mâine. În primă fază va fi aplicată mixtură stocabilă acolo unde este cazul, pentru că suntem totuși în plină iarnă. Atunci când vremea o va permite, se va trece și la lucrări cu mixtură asfaltică la cald. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, aproximativ jumătate din accidentele rutiere grave înregistrate anul trecut în județ au avut loc pe drumul național 7. Pentru această perioadă, polițiștii recomandă șoferilor care folosesc tronsonul de drum să circule cu prudență și să păstreze distanța regulamentară față de autovehiculele din față.